Până în 2007, în Sălcuța au mai fost primari, dar nu se simțea nicio mișcare în privința dezvoltării localității, în privința tuturor celor ce aveau nevoie oamenii din satul Sălcuța. Am fost cel care a organizat și am efectuat cu succes gazificarea satului Sălcuța și oamenii au avut încredere că eu voi face față la cerințele puse în fața primăriei. Ajungând în primărie, am văzut că nu se dispune nici de un proiect. Nu era nici o documentație de proiect, nimic absolut în dezvoltarea localității. Și am recurs la un plan strategic de dezvoltare a localității pe perioadă îndelungată și în baza acestui plan am început activitatea. Am deschis ușile la toate ministerele, la Consiliul Raional, m-am adresat pentru a găsi cât de cât finanțe pentru rezolvarea problemelor stringente. Și una din trânsile a fost renovarea grădiniței de copii, care a fost stopată timp de 15 ani. Și atât de la grădinița de copii ne-am început a căuta finanțe, care până la urmă s-au găsit finanțe și în 2012 grădinița de copii a fost reparată capital, deschisă, iar până la deschiderea grădiniței am mai avut posibilitatea de a repara capital Casa de Cultură, de a construi primul stadion sau primul teren de fotbal, mini teren de fotbal cu acoperire artificială. O prioritate a activității în domeniul administrației publice locale a fost gestionarea corectă a banului public, a bugetului local, ceea ce ne-a permis nouă să facem multe lucruri bune pentru Sălcuța, și anume o bună parte din mijloacele financiare a bugetului local au fost alocate pentru dezvoltarea centrului sau pentru amenajarea rațională, modernă a centrului satului Sălcuța. Să amenajăm piața centrală care stă cam în fața Bisericii de Adormirea Maicii Domnului, să o facem să fie foarte, foarte atrăgătoare. Unii spitec toate măsurile principale ale satului. Unele din proiectele de bază care au fost implementate în Sălcuța a fost proiectul de restabilire a iluminării stradale, care era la zero când am venit eu, în 2007. Și fapt că din toate demersurile care au fost făcute pentru finanțări a acestui proiect, n-am căpătat niciun leu din nicăieri. Ceea ce am făcut numai și numai din bugetul local, care în fiecare an s-au alocat minimum 200.000 de lei pentru restabilirea iluminării stradale pe străzile satului Sălcuța. Deci o sarcină primordială a primăriei a fost ca să creăm condiții favorabile pentru tinerii de familii care să stătoreze în Sălcuța, să poată munci, să poată acorda copiilor asistență educativă. De aceea o sarcină principală a fost ca să deschidem o grădiniță de copii cu număr suficient pentru mamele care pot să se angajeze în câmpul muncii. Și iată, grădinița de copii este pentru 160 de locuri, dar solicitări avem peste 240 de copii. De aceea, la momentul de față, avem un proiect pentru a extinde grădinița de copii încă pentru 3 grupe, dar căutăm surse financiare pentru ca să putem repara o porțiune din clădirea fostului gimnaziu, care este megieș cu clădirea grădiniței de copii. Pentru a se statornici cu traiul în Sălcuța, sunt create toate condițiile. Satul este pe deplin gazificat, satul este pe deplin asigurat cu apă potabilă, telefonie mobilă, deci drumurile în ultimii ani s-au creat condiții pentru toate sectoarele satului, și sectorul Boș, sectorul Antonești și sectorul Bahlui, pentru ca să aibă acces la grădiniță pe drumuri bune, să aibă acces la liceu, la fel pentru și sunt asigurați cu transport gratuit pentru transportarea copiilor atât la grădiniță, cât și la liceul teoretic Nestor Manole.